Știrile orei 12. Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prima News. Sunt Andrei Gheorghe. Începem cu știrea zilei, știrea ultimelor săptămâni. Sindicaliștii din educație sunt în continuare nemulțumiți de măsurile guvernului, chiar și după adoptarea declarației privind politica sectorială de salarizare a personalului din Sistemul Național de Învățământ, document publicat joi în Monitorul Oficial. Aceștia termină a treia săptămână de grevă cu un nou protest la București și în alte câteva orașe din țară. În capitală, sindicaliștii s-au strâns în Piața Victoriei și vor porni în marș până la Palatul Cotroceni via pasajul Basarab. Manifestanții vor să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor salariale cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior. Pe de altă parte, Tribunalul București a respins vineri cererea depusă de o femeie prin care solicită să fie declarată ilegală greva din educație. Vă reamintesc totuși că la ora 12 o întâlnire între liderii de sindicat și premierul Nicolae Ciucă are loc, așadar chiar în aceste momente premierul se întâlnește cu liderii de sindicat. Mergem mai departe. ANAF a colectat în primele 5 luni cu circa 8,2 miliarde de lei mai puțin față de programul trasat de către Ministerul Finanțelor, potrivit informațiilor profit.ro. Deși suma este în continuare una îngrijorătoare, situația este ceva mai bună decât cea indicată de fostul șef al ANAF, Lucian Heiuș, la momentul demisiei din funcție, la finalul lunii mai. La momentul respectiv, Lucian Heiuș estima un deficit de colectare de 8,9 miliarde de lei. Norvegia a vândut României 32 de avioane de vânătoare de tip F-16 în urma încheierii unui contract în acest sens în luna noiembrie. O contribuție importantă la consolidarea apărării aeriene a României, un contract care asigură o valoare adăugată industriei norvegiene a apărării. Valoarea contractului este de 295 de milioane de lei. Exporturile României au crescut în primele 4 luni cu 7,4% la 31 de miliarde de euro, iar importurile s-au majorat cu 2,4% la 39,9 miliarde de euro, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deficitul balanței comerciale în perioada ianuarie-aprilie a fost de peste 8,8 miliarde de euro, mai mic cu circa 12% decât cel înregistrat în perioada similară din 2022, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Nivelul apei din rezervorul barajului Kahovka în sudul Ucrainei nu mai permite asigurarea răcirii reactoarelor centralei nucleare Zaporojie, a anunțat operatorul barajului, relatează AFP. O reconstruire a lucrării de infrastructură ar putea să dureze cel puțin 5 ani și ar costa 1 miliard de euro. Forțele ucrainene au suferit pierderi de echipamente grele și militari și întâmpină o rezistență mai mare decât prevedeau din partea forțelor ruse în prima lor încercare de a străpunge liniile ruse din estul Ucrainei. În ultimele zile, estimează doi oficiali americani de rang înalt, citați de jurnaliștii de la CNN. Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru 7 fapte de anchetă vizând documente clasificate. Aceasta este prima dată când un fost președinte american se confruntă cu acuzații federale, potrivit CNN. Donald Trump este pus sub acuzare potrivit legii spionajului, a explicat avocatul său, Jim Trusty. El este acuzat și de obstrucționarea justiției, distrugerea sau falsificarea de înscrisuri, conspirație și declarații false. Continuăm cu sport. Efectul Messi se răspândește deja în Major League Soccer. Prețul biletelor pentru meciurile echipei Inter Miami a crescut deja la doar câteva ore după ce starul argentinian și-a anunțat decizia de a se lătura clubului lui David Beckham. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis vineri o avertizare cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate cantități importante de precipitații, descărcări electrice și rafale de vânt. Până sâmbătă la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, în Crișana, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Moldovei. După o scurtă pauză, discutăm despre greva din educație, întâlnirea de ultimă oră dintre premierul Nicolae Ciucă și liderii de sindicat. 20.000 de profesori sunt în stradă și vor porni în marș din Piața Victoriei până la Palatul Cotroceni. Cum va evolua situația? Și discutăm, pe de altă parte, și despre rocada guvernamentală, pentru că ne apropiem cu pași repezi de aceasta.
Pe surse, vă spunem că săptămâna viitoare ar putea avea loc demisia premierului Nicolae Ciucă și negocieri și înființarea unui nou guvern sub conducere social-democrată, sub conducerea lui Marcel Ciolacu. V-am întrebat și pe dumneavoastră cei de acasă, așteptăm și răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News, dacă credeți că va avea loc această rocadă, având în vedere ultimele evenimente. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, discutăm despre ultimele evenimente cauzate de grevă. Chiar în acest moment sunt discuții între liderii de sindicat și premierul Nicolae Ciucă. Totodată sunt în stradă circa 20.000 de profesori care vor pleca în marș de la Palatul Victoria până la Palatul Cotroceni, nemulțumiți de memorandumul adoptat ieri de guvern. Discutăm și despre rocadă, pentru că pe surse, cel puțin, aflăm că ne îndreptăm cu pași repezi spre rocada premierilor. Există niște discuții foarte interesante în spațiul public, declarații din partea Partidului Național Liberal, care spun că, dom'le, noi renunțăm la mandat și la funcția de premier, de îndată ce Partidul Social Democrat va fi pregătit să-și asume guvernarea, dar nu, de fapt, Partidul Social Democrat așteaptă ca liberalii să rezolve această grevă și această situație cu care se confruntă întreaga țară, pentru că nu vedem grevă doar în educație, vedem ce s-a întâmplat și în sănătate, polițiștii din penitenciare și așa mai departe. Și urmează și alte categorii de bugetari. Bun, de aici vă propun să plecăm cu discuția. Alături de mine, domnul Dan Vâlceanu, fost ministru de finanțe, actualmente deputat PNL. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Radu Miruță, deputat USR, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună ziua, de asemenea vă mulțumesc. Domnule Vâlceanu, v-aș întreba prima dată pe dumneavoastră, ca reprezentant al puterii în dialogul nostru, ce valoare are memorandumul semnat ieri de guvern? Pentru că s-a discutat foarte mult despre asta, că n-ar avea o valoare mai mare decât hârtia pe care a fost scris, neîndeplinind condițiile unui act normativ, neavând o semnificație juridică și așa mai departe. Memorandumul este un act de intenție, este o promisiune oficializată de guvern printr-un document care se numește, așa cum spuneați dumneavoastră, memorandum, într-o ședință de guvern. Deci, practic, este o promisiune, așa cum a fost, de exemplu, și memorandumul pentru Cadmonai Gaz, prin care guvernul României spunea atunci că cei de la Cadmonai Gaz vor investi în România 1 miliard de euro într-un fond de investiții. Și eu aștept 1 miliard de euro de la Cadmonai, cum îl așteaptă toată România, cred acum. Însă știm cu toții că acel 1 miliard de euro nu va veni niciodată. Deci a fost doar o promisiune neonorată. Acum, dacă această promisiune va fi onorată, rămâne de văzut. Dar din punct de vedere formal, a avut mai mare valoare juridică acel text scris în preambulul de la ordonanța de urgență decât memorandumul. Bun. Totodată profesorii spun și istoria ne arată că și dacă era un act normativ, tot n-ar fi fost o garanție că va fi respectat. Și s-a dat exemplul celebrului deja procent din PIB pentru educație, acel 6% care n-a fost respectat niciodată din 2011 încoace. Așa este. În fiecare an există o ordonanță de urgență pentru unele măsuri fiscal-bugetare care este adoptată înainte de întocmirea bugetului. Tocmai pentru că, așa cum știți, legea te obligă să faci bugetul având în vedere toate cheltuielile prevăzute de legile în vigoare. Da. Și atunci trebuie dată ordonanță de urgență prin care prorogi anumite acte normative, astfel încât să nu incluzi în buget cheltuielile din acele acte normative. Deci există posibilitatea ca guvernul să proroge anumite acte normative pe care le-a adoptat pentru că nu are în buget sumele prevăzute în acele acte normative. Din punctul meu de vedere, va fi o perioadă foarte complicată. Am avertizat și în partid și din punct de vedere public
că va urma o perioadă complicată generată în primul rând de inflație, de creșterea generalizată a prețurilor, da. Pentru că practic cei cu salarii mai mici vor fi practic puși în imposibilitatea de a mai putea trăi. Mai ales că inflația se vede foarte tare în prețurile la, la alimentele de bază, în prețuri la bunuri și produse uzuale pe care oamenii le consumă în mod frecvent. Și atunci gândiți-vă că un profesor care câștigă 2500-2600 de lei, după ce a avut anul trecut inflație de 15-17% și anul ăsta inflația se menține la 14-15%, practic ajunge în imposibilitatea de a mai putea trăi nici măcar decent, nu putem spune. Imposibilitatea de a mai putea trăi pur și simplu. Da. Bun. Domnule Miruță, cum vede opoziția acest memorandum și tot ce s-a întâmplat ieri? Foarte interesante au fost și discuțiile pe sănătate, dar ajungem și la domnul Rafila imediat. Este foarte clar că sunt rupt de realitate. Cât timp țara asta freamătă de proteste din partea multor categorii profesionale, ei sunt preocupați de la ce oră se întâlnesc săptămâna viitoare pentru ca PNL să fugă de a mai rămâne la guvernare, în timp ce PSD îl împinge pe domnul Ciucă să mai rămână la guvernare. Profesorii sunt în stradă de vreo 2-3 săptămâni de zile și profesorii de la început au avut o revendicare foarte clară. Au încercat să-i păcălească pe profesori prin emiterea unei ordonanțe de urgență, pentru că ceea ce au revendicat profesorii nu a fost trecut în articolele ordonanței de urgență care au efect de lege, ci a fost trecut într-un preambul, într-o notă de fundamentare care nu are niciun efect juridic. Au văzut că lumea s-a prins și a rămas în continuare alături de profesori, susținând revendicările acestei categorii și au simțit acum nevoia să mai pună ceva pe masă, o nevoie de altfel reală. Însă ceea ce au pus pe masă nu are absolut nicio valoare. Este clar că n-au pus pe masă pentru a-i convinge pe profesori, ci au făcut acțiunea asta de a se preface că pun ceva pe masă pentru ca populația să perceapă: domnule, le-au mai dat ceva, ce mai vor? Realitatea este că nu le-au dat nimic. Acel memorandum nu produce efecte juridice. Sigur că dacă discutăm despre o garanție, ce garanție suplimentară este că o lege produce efecte juridice, substanțial cum funcționează statul ăsta, pentru ca o lege să fie schimbată, trebuie să se mai dea altă lege. Deci o garanție mult mai puternică decât un memorandum, care are așa efect de să fie bine, să nu fie rău, ne gândim noi la problema asta. Consistent, palpabil, pentru profesori, nu a fost pus absolut nimic pe masă acum. Bun, domnule Vâlceanu, când vom vedea această lege a salarizării de care tot vorbim, această nouă lege a salarizării? Pentru că tot istoria ne arăta că actuala coaliție nu prea respectă termenele din PNRR și sunt mai multe exemple. E adevărat. Gândiți-vă că noua lege a salarizării trebuia să fie în vigoare până la finalul acestei luni. Păi da, și noi de-abia pe 15 s-ar putea să o vedem, așa cum spune domnul Budăi. S-ar putea să o vedem pe 15. Este exclus. Gândiți-vă că domnul Budăi ne-a promis că trimite la Parlament amendamentele la legea pensiilor speciale de vreo 2 săptămâni și nu le-a văzut nimeni până acum. Deci, și vorbim totuși la pensii speciale, pe o lege care trebuia să intre și să fie în vigoare la finalul anului trecut, deci este întârziată mai bine de 6 luni. Iar această lege, ca să poată să intre în vigoare până la finalul lunii, trebuia măcar să fie trimisă la Parlament până acum. Trebuia să vedem măcar un draft, să vedem ceva, să vedem cum arată. Și dacă vedeam un draft acum, nu era de ajuns. Ea trebuia să fie în Parlament. Pentru Dar nu acum, până acum. Până acum, sigur, dar gândiți-vă că mai stă și în Parlament, în comisii, este o lege complicată care necesită timp de dezbatere și nu poate să treacă prin Parlament în 2 ore. Așa că, plus celelalte proceduri legale, termen de contestare la Curtea Constituțională, termenul de promulgare pe care îl are după ce trimis legea la președintele României și așa mai departe, l-ar fi făcut pe domnul Budăi să gândească că undeva la finalul lunii mai, cel târziu, trebuia să o trimite la Parlament. Așa cum spunea și senatorul, n-am văzut nici măcar un draft până acum. Și ne promite că vom vedea un draft după 15.
Păi după 15 s-ar putea să mai fie ministru. Și o să vină altul care o ia și ăla de la capăt. Da, dacă... Deci, din punctul meu de vedere, nu are rost să ne mai gândim la cele trei legi, și am spus-o de foarte multă vreme, legea pensiilor speciale, legea pensiilor din sistemul public de pensii și legea salarizării nu vor fi adoptate pentru că PSD nu are niciun interes să le adopte. Odată ce le adoptă, odată ce începe de această dezbatere, PSD va pierde votul și știe acest lucru. Că tot discutam de domnul Budăi, există o declarație referitoare la pensiile speciale, cea mai recentă declarație a sa pe acest subiect. Vorbește despre vârsta de pensionare și despre modificarea vârstei de pensionare la magistrați, că nu se va întâmpla peste noapte, ci în decursul câtorva ani, conform propunerilor discutate cu Comisia Europeană. Marius Budăi susține că o reformă în domeniul pensiilor speciale era necesară, el referindu-se... Noi, dar în coaliție când discutați, când discută PNL cu PSD, cum arată sau cum se desfășoară aceste discuții? Pentru că la nivel declarativ, atât domnul Ciucă, cât și domnul Ciolacu, cât și domnul Budăi, cât și domnul Boloș, declarativ elimină în fiecare zi, în fiecare săptămână, de câteva ori pe săptămână elimină pensiile speciale. Însă la nivel faptic, cum a spus și dumneavoastră, nici acum n-au venit amendamentele respective. Discută cu rezultatele pe care le vedem cu toții. Tocmai de aceea am spus-o și repet. Partidul Național Liberal trebuie să plece din această coaliție, pentru că altfel nu se poate convinge pe nimeni că noi vrem eliminarea pensiilor speciale, de exemplu. Câtă vreme stai cu PSD acolo și PSD își impune punctul de vedere și pensiile speciale rămân în vigoare. Este foarte simplu. Dom'le, noi ne dorim eliminarea pensiilor speciale, ne dorim reforma sistemului public de pensii, ne dorim reforma salarizării din sistemul public din România. Ok, haideți să o facem. Dom'le, nu se face și vă opune și de la PSD, am plecat. N-are rost să stau acolo. Pentru că oamenii ne-au votat să facem reforme noi. Asta le-am trimis, asta le-am promis în campanie. Că vom face reformele astea, că vom... Bine, dacă e să ne luăm după ce a promis Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis în campanie, păi președintele Klaus Iohannis, când și-a anunțat rezultatele primului mandat, a zis că am scos PSD de la guvernare, urmând ca după doar câteva luni de la acea declarație să readucă PSD la guvernare. Corect, și am spus-o și o spun și la dumneavoastră în emisiune, dacă președintele României nu consideră că PNL ar trebui să părăsească această coaliție, atunci va guverna președintele României cu PSD și vor face fiecare ce au promis. Bun. Domnule Miruță, ce credibilitate are un guvern care are zilele numărate, practic, urmează să dispară peste câteva zile guvernul Ciucă, înlocuit de posibilul guvern Ciolacu? Ce credibilitate are să rezolve criza din educație? Pentru că am discutat săptămânile astea cu profesori, cu sindicaliști, cu nu știu, personal din sănătate, cu reprezentanții ai poliției, care toți au spus: domnule, nu mai credem, nu mai credem, pentru că ni s-au promis 50%, ni s-au promis 19%, din care am primit jumătate. Am ieșit în martie să protestăm pentru diferența aia până la 19%, nu ne-a băgat nimeni în seamă. Acum, când cere mai mult, ni se dau jumătăți de măsură. Ce credibilitate are actualul guvern cu zilele numărate să rezolve aceste situații în care... Răspunsul se vede în stradă. Acest val de greve și de proteste e cel mai bun bilanț al unei guvernări eșuate. Oamenii nu ies în stradă că îi trimite cineva. E chiar o situație, dacă vreți, atipică. De obicei, PNL scotea oamenii în stradă împotriva PSD, PSD împotriva PNL, cele două partide mari care alternau la guvernare. Acum ambele partide sunt la guvernare, ele controlează sindicate, controlează instituții deconcentrate, de unde și-ar putea imagina și poate cineva fals că pleacă oamenii duși așa de mână pe stradă. Oamenii sunt în stradă pentru că au înțeles că prioritatea guvernului nu este pentru interesul acestor oameni. Pentru că atâta timp cât vedem că există cheltuirea banului nejudicios pentru privilegii ale celor care decid aceste lucruri și nu există bani în guvern pentru vizitele domnului Iohannis, există bani în guvern pentru mărirea numărului de angajați, există bani în guvern, au început să ia și din fondul de rezervă, am văzut vreo 4,3 miliarde de lei anual, nu pentru situații de urgență,
urgență, ci pentru a împinge și a mulțumi diversi primari. Banii din România, mulți sau puțini, sunt cheltuiți într-o prioritate depășită, diferită de necesitățile reale ale oamenilor. Iar aceste lucruri nu fac decât să împuternicească percepția publică că guvernarea asta este pe lângă subiect. Ei guvernează așa sub un clopot de sticlă, ca și cum ar guverna doar pentru cei care sunt în interiorul acestei cupole. Pentru ei guvernează foarte bine, pentru lumea multă care este în realitate în afara acestui clopot de sticlă, nu se simte absolut nimic. Vedem un ministru al muncii care în fiecare săptămână promite câte ceva pe care nu-l realizează. Vedem un ministru al muncii care a depășit faza de promisiune realizate, ci a trecut la minciuni ferme. Îl auzeam spunând într-o emisiune că s-a atins 9,3% din PIB pentru plata pensiilor. Noi suntem pe la 7,06 sau ceva. 7,62 cu pensii 62. Speciale. Un astfel de ministru nu are ce să caute în Guvernul României. Cei de la Partidul Social Democrat, pe de altă parte, s-au învățat cu un PNL care doar încasează și îl țin la guvernare așa, de antrenament. Dimineața, în loc să meargă la jogging, se duc și se mai antrenează așa un pic, un partener din ăsta ca PNL pentru încălzire. Pentru că PNL cu un premier, deci să nu uităm, PNL a avut premier în ultimii 4 ani de zile. PNL a avut premier în ultimul an și jumătate, când a fost la guvernare cu Partidul Social Democrat. Și nu s-a simțit nicio reformă. N-au reușit să impună absolut nimic din ceea ce înseamnă liberalism. Păi dați-vă dumneavoastră seama că după ce i-va încăleca PSD-ul cu premier, nu vor mai reuși nici să tragă aerul. Vor sta cu capul pe geam doar ca să-și mai păstreze propria respirație. E, în timpul ăsta, lucrurile în țară se degradează. E o dovadă că ce se întâmplă în aceste zile e o dezintegrare a actului de guvernare, pentru că nimic din ceea ce ar fi necesar să se întâmple în România nu se întâmplă și oamenii văd că nu se întâmplă nu pentru că nu sunt bani, ci pentru că este o decizie politică greșită care îi avantajează pe cei care dau decizia asta și nu are niciun fel de grijă și de interes pentru cei care sunt consecința acestor decizii, oameni de rând din țară. Domnule Vâlcean, unde a dispărut PNL-ul de acum 4 ani? Ne amintim când era guvernul Dăncilă și PNL era în opoziție cu liderul de la acea vreme, Ludovic Orban, care nici măcar nu mai este în PNL la ora actuală. Cât de vocal era Partidul Național Liberal? Pare că s-a stins din flacăra asta liberală, cel puțin pentru echipa care se află la guvernare. Eu nu zic că nu sunt membri în PNL, poate cum sunteți și dumneavoastră, care mai au puterea să critice anumite lucruri. Dar vă întreb așa că, na, sunteți liberal cu vechime. Unde a dispărut acest PNL de care tot auzim în declarații publice, nu știu, urmașii brătienilor și așa mai departe? Dacă ne auzim, domnule Vâlceanu. Ne auzim, domnule Vâlceanu? Mai sunteți? Eu vă aud foarte bine. Ați auzit întrebarea sau o repet? Da, v-am auzit și vă spuneam că în momentul în care liderii PNL nu au mai fost capabili, actuală conducere practic, nu au mai fost capabilă să răspundă unor luări de poziție câteodată lipsite de bun simț ale PSD și vă aduc aminte remarca domnului Ciolacu, liberalii au furat cam cotul în pandemie și totuși nimeni din conducerea PNL nu a catadixit să-i răspundă, să-l pună la punct pentru această declarație lipsită de bun simț. Cei de la PSD au observat că pot face orice. Mai mult decât atât, am avut 2 linii roșii în protocolul de guvernare, în protocolul prin care a fost inițiată coaliția. 7% la investiții și nicio taxă nouă sau majorată. Ambele au fost încălcate. Practic, conducerea PNL nu a fost capabilă să se opună unor lucruri pe care le-a promis. Din momentul ăla, orice încercare a unui coleg de a critica ce se întâmplă la guvernare și de a critica ceea ce face PSD, a fost întâlnit o poziție puternică
din partea conducerii partidului, care a spus tot timpul că nu trebuie să răspundem PSD, că nu trebuie să reacționăm, că trebuie să îi lăsăm în pace, că trebuie să ne concentrăm pe activitate și pe rezultate. Numai că, în momentul în care cineva face o declarație de genul "s-a liberat Leopura ca în pot" și nu vede nicio reacție de la cel la care se referă, înseamnă că poate lucrurile sunt adevărate și poate domnul Ciolacu spune adevărul, nu? E, tocmai de aceea au mai fost câțiva colegi care au reacționat, dar din conducerea partidului nimeni. Și atunci, evident că, ușor, ușor, așa cum spunea și dumneavoastră, percepția s-a creat că PSD a acaparat guvernarea și probabil că așa și e. Și că PNL nu se poate opune celor de la PSD. Dar vă aduc aminte că au existat momente în care am demonstrat că se poate. Și vă dau un exemplu. Vă referiți la actuala guvernare sau când? Mă refer la actuala guvernare. Când am arătat că se poate? Noi, liberalii, am arătat că se poate să ne opunem și să facem ce am promis românilor, chiar și într-o coaliție cu PSD, în momentul în care, de exemplu, am închis jaloanele pentru prima cerere de plată și știu lucrul ăsta pentru că eram la MIPE, la Ministerul Investițiilor, la momentul ăla și au fost practic singurii bani pe care i-am luat până acum. Dar știți de ce s-a întâmplat asta? Pentru că dacă vă faceți aminte, permanent și constant vorbeam public despre jaloane, cine le închide, cine nu le închide și puneai presiune publică pe ministerele respective și vreau să vă spun că la fiecare ședință de guvern informam toți membrii guvernului despre modul în care sunt respectate termenele din PNRR. Și atunci puneai presiune inclusiv în guvern. Deci dacă voiam să existăm în guvernarea asta și dacă conducerea partidului avea putere să existe în guvernarea asta, sigur că puteam să existăm. Din păcate, am accesat o singură cerere de plată din PNRR și după aceea n-am mai reușit să primim nici măcar un euro din PNRR. Ce spuneți acum îmi amintește de o declarație a prietenului dumneavoastră, domnul Câțu, tot aici la Prima News, la mine, care venea cu o prognoză destul de pesimistă cu privire la PNRR și v-aș întreba și părerea dumneavoastră. Spunea că dumnealui consideră că o să rămânem cu cel mult două tranșe din acest PNRR. Care e părerea dumneavoastră? Eu cred că PNRR e blocat. Este blocat și nu cred să vedem prea curând o deblocare a acestui program, pentru că, din păcate, PSD a venit la guvernare cu această marotă a renegocierii PNRR și nici de cum nu s-a ocupat cu implementarea PNRR. Din păcate, de asemenea, premierul i-a crezut și a intrat în acest joc. Și iată, de un an jumate discutăm doar de renegociere și nu mai discutăm de implementare. Aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că seara trecută, joia, avem de la 8 la 10 emisiunea în care discutăm cu realizatorii Prima News, o discuție între realizatorii Prima News și ne puneam întrebarea dacă putem identifica trei realizări ale actualului guvern, pe lângă stabilitatea invocată de ambele părți, inclusiv de președintele Klaus Iohannis. Puteți să-mi enumerați, domnule Vulceanu, trei realizări mari, în afară de ce a spus mai devreme cu prima tranșă din PNRR. Hai să vorbim pe anul acesta sau pe finalul anului trecut. Nu știu, trei realizări mari ale actualei coaliții. Nu vă pot enumera trei realizări pentru că ele nu au existat. Și aș fi un ipocrit să vin acum să vă spun public despre faptul că, uite, am asigurat stabilitate. Că dacă ascultăm, stabilitatea, vă rog, dacă nu vine cu rezultate. Dacă pentru români, pentru oameni, nu ai rezultate. Din păcate, începând cu anul trecut, am discutat în România doar de majorul de taxe și de austeritate și n-am mai discutat despre programe. Repet, au fost din 2019 până la finalul lui 2021, un guvern de dreapta în România, care se poate lăuda cu programe de investiții majore, și aici mă refer la PNRR, 30 de miliarde de euro,
la Angel Salini 55 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro. Mă refer la negocierea viitorului cadru al Uniunii Europene, peste 40 de miliarde de euro. Din păcate, pentru noi, acest guvern nu a reușit nici măcar să ține de calendarul de implementare a tuturor acestor programe și iată, nici pe Angel Salini, în momentul de față, nu avem semnate toate contractele cu toate localitățile care au depus proiecte. Pe PNRR suntem întârziați. Ni se spune că PNRR-ul e rău, dar e foarte bun când îți faci poze cu primarii care semnează proiecte la guvern. Iar pe viitorul cadru, cred că nici până acum nu sunt negociate toate programele. Bun, totuși dacă îl întrebăm pe domnul Ciucă, actualul liberal, lider al PNL, cred că ar identifica și nu doar domnul Ciucă, și domnul Ciolacu, și acum e o întrebare retorică pe care v-am adresat-o și data trecută. S-au lăudat cu creștere economică, cu PIB record, cu absorție de fonduri europene. Poate în viziunea domniilor lor sunt niște realizări acestea, chiar dacă ar trebui să menționeze cum a fost realizată acea creștere economică, că a fost realizată pe inflație și pe consum și nu pe investiții. Acum vine Partidul Social Democrat cu termenul acela de patriotism economic, un termen parcă reînviat din epoca Dragnea, așa. Chiar cum vedeți, domnule Vâlceanu, asta cu patriotismul economic? Și după aceeași întrebare aș adresa-o și domnului Miruță. Da, patriotismul ăsta economic vine de la Dragnea. El, de fapt, dacă îl luați ca și termen științific, o să vedeți că este o modalitate de intervenție statului în economie. Adică îi impozitezi pe unii și îi sprijin pe alții, ceea ce niciodată nu poate fi o variantă bună. Dar legat de modul în care liderii PSD cu precădere s-au folosit de această creștere economică la care făceau referire, să nu uităm că creșterea asta economică de care vorbeau ei a venit în paralel cu cea mai mare îndatorare a României. Practic anul trecut au luat 130 de miliarde, 150 de miliarde împrumuturi și am avut 30 de miliarde doar dobânzi. Deci, practic, vorbim de un record în istoria post-decembrista României, când într-un an ai reușit să atingi aceste cifre. Deci, să te lauzi cu creștere economică în timp ce te împrumuți la un nivel record în istorie... Ne mai ziceau și că suntem a 19-a economie, adică potrivit unor analize, că suntem a 19-a economie a lumii și acum le explicăm profesorilor că nu avem bani să le dăm 2000 de lei în plus la salarii. Bun, tocmai asta vă spuneam. Să te lauzi cu rezultate economice extraordinare în timp ce te împrumuți sume record și plătești dobânzi record și ai inflație record, deja cred că nu noi ar trebui să găsim o explicație pentru ceea ce spun unii, ci ei ar trebui să ne spună cum se poate întâmpla asta. De acord, domnule Miruță, vă rog. Auzeam în discuția anterioară despre realizările, între ghilimele, pe care le-a făcut actuala guvernare și eu cred că cea mai eficientă metodă de măsurare a acestor realizări este în senzația oamenilor, pentru că cei de la guvernare poate să împacheteze diverse lucruri așa cum își doresc ei, dacă mai au parte și de niște instituții de-astea mediatice, prietene, rostogolesc bulgărele mai departe, însă nimic din aceste așa zise realizări, nu este simțit de către oameni, pentru că oamenii par din ce în ce mai nervoși, mai limitați în a-și putea să-și rezolve problemele financiare. Lucrurile astea se întâmplă pentru că, de fapt, nu au existat realizări, e doar o preocupare a guvernului eșuat de a-și pune pe tapet niște lucruri pe care nici el nu le crede.
Discutăm despre consecințe și vedem că, de fapt, sau despre patriotism economic, v-am auzit mai devreme discutând că probabil asta era întrebarea și nu vreau să o evit. Nu putem să vorbim nici de patriotism, nici de economie, nici separat, dar apoi împreună, pentru că dacă ne uităm la zona de energie, actuala guvernare și actualul ministru Virgil Popescu, ministru de vreo 3 ani și jumătate, a închis în perioada mandatului dumnealui 25% din capacitățile de producție a energiei în România. Închide capacități de producere a energiei electrice pe bază de cărbune mai agresiv un pic decât o cere Comisia Europeană, însă noi importăm energie electrică la un preț dublu decât produceau capacitățile pe bază de cărbune pe care le închide. Da. Pe zona de agricultură, vedem că suntem repetenții Europei și de fiecare dată când merge domnul Daia acolo, ne mai facem încă o dată de râs și primim firimiturile că trebuie să se împartă niște firimituri și la cineva și acel cineva este România. Pe zona de justiție vedem că au avansat cu implicarea politicului, în sensul că nu sunt numiți doar prin procurori, sunt numiți și procurorii adjunți și au extins posibilitatea unui procuror de a interveni ierarhic, nu doar la stratul inferior imediat, ci pe tot arborile de sus până jos. Pe zona de educație vedem profesori în stradă, pentru că pentru ei n-au fost niciodată soluții, însă marele, primul profesor al României, după Elena Ceaușescu, vedem că este în cel mai jos punct al discursului de până acum. România educată a ajuns o Românie eșuată, pentru că dacă de nivel de președinte nu ești capabil să nici nu te ții de promisiunea pe care o spui, nici să, în 9 ani de zile să nu finalizezi un proiect, măcar un proiect al acel este educație atât de importante, cu profesori fiind, de fapt întrebarea cred că se poate pune care dintre ramurile guvernamentale a făcut ceva. La Ministerul Familiei am văzut că doamnei Firea i s-a inventat un minister doar ca să aibă și dumneavoastră bască în cap să fie ministru pe cearta asta dintre tabăra Ciolacu și tabăra Stănescu. Am ajuns să creăm ministere pentru a mulțumi în partid pe unul sau pe altul, pentru a menține o astfel de balanță între taberele din Partidul Social Democrat. Nu vedem că se întâmplă absolut nimic. Însă ei în continuare își par capetele pe cine numesc în Consiliul de Administrație, pe cine pun director în diverse instituții, pe cine pun secretar de stat. Asta este veșnica lor preocupare. Trăiesc într-o lume ruptă de realitate din România. Da. Aș vrea în minutele rămase să discutăm puțin și despre rocadă și invocam mai devreme o declarație de presă a vicepreședintelui PNL, domnul Virgil Guran, care ne-a spus așa: ne-am propus să predăm postul de premier PSD-ului când vrea PSD-ul să vină să preia. Cred că eu și colegii noștri de la PSD cred eu că colegii noștri de la PSD au zis: lasă să rezolve aceste crize premierul liberal și să venim noi după ce este liniște. V-a transmis Partidul Social Democrat și dumneavoastră aceeași impresie, domnule Vâlceanu? Și doi, ce s-a ales din rotativa asta sticlă, din rocada asta sticlă, așa cum era descrisă, nu? S-a cam spart sticla asta. Rocada asta se va face atunci când va hotărâ președintele României. Să nu aveți vreun dubiu că dânsul decide și este ultimul în lanțul deciziei care spune practic ce trebuie să se întâmple. Și lucrul ăsta s-a dovedit chiar la prima încercare de a face această rotație, atunci când președintele României a spus că rocada se va face, așa cum spunea și dumneavoastră și dânsul atunci, sticlă. Și a doua zi s-a spart sticla. Nu s-a mai făcut deloc și evident că și domnul Ciucă și domnul Ciolacu au răspuns afirmativ imediat ideii președintelui. Deci e posibil să se facă dacă asta va decide președintele României. Noi am fost înștiințați de grup ca săptămâna viitoare să fim toată săptămâna la Parlament, să nu plecăm din București de luni până vineri. Și există o probabilitate foarte mare ca această rocadă să se facă. Mai mult legat de negocieri, de modul în care va arăta viitorul guvern, nu știe nimeni să vă spună, pentru că nu... Nici măcar dacă rămâne sau nu UDMR la guvernare?
Nu știe nimeni să vă spună, pentru că n-a existat o comunicare în Partidul Național Liberal. Nu a mai fost o ședință în partid din momentul în care domnul Ciucă a dorit să vină să ia mandat extins pentru a renegocia tot. Deci, practic, să nu te mai respecte ce a fost semnat inițial. Aici iar ne întoarcem la credibilitate, pentru că hai să ne gândim, să ne imaginăm statul ca pe o mare firmă care semnează un contract, nu știu, să se întâmple ceva în cadrul firmei respective. Păi în mediul privat, dacă nu respecti un contract, ai tot felul de sancțiuni, ai tot felul de pârghii de a fi sancționat. Păi nici protocolul semnat între ei nu a fost respectat, despre asta e vorba. Bine, nu mai vorbim de protocol așa cum arăta în forma inițială, că acum se vorbește de mai puține ministere, ceea ce nu e neapărat foarte rău, dar ca idee, s-a semnat un protocol și deja de la finalul mai, iată că ne apropiem de jumătatea lui iunie și pe surse înțelegem că săptămâna viitoare s-ar putea face ceva ca până la finalul lunii să fie investit noul guvern. Păi unde e credibilitatea? Adică... Păi credibilitatea a dispărut de mult. Tocmai asta, despre asta discutam aproape toată emisiunea ta, pentru că discutam iată de tacte și de investiții care au fost scrise în programul de guvernare, nu? Care a trecut prin Parlament, a fost votat și nu s-a respectat. Dar dacă era atât de bine cu guvernare de dreapta și cu USR la vremea respectivă și era guvernare de dreapta, de ce ați renunțat la guvernarea cu USR? Bine, o să ziceți că USR a demisionat, dar știm ce s-a întâmplat atunci și ce discuții au fost. Nu, acea guvernare a avut un punct foarte complicat, pentru că noi, liberalii, ne-am dorit acel program Angel Salini, pentru care USR a ieșit de la guvernare, practic. Din punctul meu de vedere, puteam să le facem la acea guvernare, puteam să discutăm. Am început atunci primul partid la care am mers în tot USR, însă această guvernare cu PSD s-a făcut pentru că până la urmă asta și-a dorit președintele României și nu e un lucru secret. Președintele României l-a spus public acest lucru. Evident că în Partidul Național Liberal foarte puțin și-au dorit această guvernare cu PSD, însă fiind o dorință a președintelui, foarte mulți n-au găsit resurse interioare de a se opune. Și atunci am ajuns în această guvernare care ne-a demonstrat că n-a adus nimic bun nici pentru România, nici pentru Partidul Național Liberal. Și atunci nu-ți rămâne decât o singură variantă. Să pleci dacă nu ești de acord cu ce se întâmplă. Vă pot spune clar, discutând cu colegi parlamentari, colegi din alte județe, din toate județele, că nu sunt confortabil și nu au fost niciodată confortabil cu această guvernare, nu și-au dorit-o, iar odată ce a fost făcută, Partidul Național Liberal a fost pur și simplu călcat pe cap în continuare și în fiecare județ și la nivel național. De aceea e foarte complicat în acest moment să vii și să lauzi ceva din ce s-a întâmplat, că nu poți lăuda creșterea de taxe sau austeritate. Și nici nu poți lăuda o stabilitate care n-a adus nimic în plus românilor. Ok, am avut stabilitate politică, dar cu ce rezultate avem? Dar nici măcar stabilitate nu putem spune că a fost. Iertați-mă, dar când liderii principalelor partide din coaliție la fiecare declarație publică ies și ca la fotbal intră la picioare, nu? Și își dau la picioare unul altuia, eu nu numesc asta stabilitate. Adică m-aș fi așteptat să existe niște discuții între liderii de partide și când ies cu o declarație publică să găsim lucruri comune acolo, însă s-au contrazis public de o grămadă de ori în acest an și jumătate sau cât a trecut de guvernare. Adică, e adevărat. Măcar de o stabilitate declarativă. E o situație permanentă, cea la care faceți referire. Tocmai de aceea, eu unul, n-am găsit niciodată resurse de a avea încredere că lucrurile se pot schimba și că va fi mai bine pentru România sau pentru Partidul Național Liberal.
Ca să nu mai zic că vine 2024, care e an electoral, și știm ce se întâmplă în an electoral, când guvernul, deși poate n-are bani, este mai darnic ca niciodată pentru a capitaliza cât mai mult electoratul și așa mai departe. Și toată lumea a vorbit despre 2025, care va fi o notă de plată pentru 2023, pentru lipsa reformelor din PNRR, lipsa reformelor asumată. Vă reamintesc că anul acesta din 9 miliarde ne-am asumat că vom atrage undeva la 2 miliarde și un pic. Și vine să știți că nota de plată a venit deja. Și da, de aceea oamenii sunt în stradă. Bun. Pentru că dacă se făceau aceste reforme din PNRR, vă garantez că acum nu aveam grevele. A, da, bine, da, cel mai probabil. Domnule Miruță, vă rog, rocada guvernamentală se schimbă ceva în definitiv, pentru că, cum invocam și mai devreme, nici măcar stabilitate nu putem spune că avem 100%. Da, că e o continuitate, poate, dar cel puțin la nivel declarativ s-au certat inclusiv... Dacă îmi permite să revin doar în câteva secunde cu privire la ce s-a discutat înainte, USR a fost împins afară de la guvernare, USR nu a plecat, ei au crezut că vom pleca după ce ne-au ars primul ministru fără nicio consultare. Am ajuns acolo să facem treabă, am înghițit, însă au avansat cu al doilea ministru exclus fără a anunța pe cineva din conducerea partidului. Am văzut că nu s-a întâmplat treaba asta după ce au venit cele două partide, chiar dacă greșelile miniștrilor, și l-am mintit pe Virgil Popescu sau pe domnul Budăi sau pe Petre Daia, nu s-a întâmplat așa ceva. Domnul Câțu, în aroganța dumnealui, atunci spunea că e atributul premierului, pierzând din vedere faptul că dumnealui a ajuns premier prin atributul USR-ului care i-a dat acea majoritate. Despre Angel Salini, USR s-a împotrivit nu-i de în sine, ci faptului că nu au acceptat un cost maximal. Să nu mai vedem becuri care costă 1000 de lei, flori care costă 3000 de lei. Noi am propus de la statistică să punem niște prețuri maximale indexate cu rata inflației pe care programul Angel Salini să poată utiliza banii. Practic, Angel Salini să nu fie un PNDR sau cum se numea aia, bă, la lui Liviu. Nevoia primarilor de bani e una reală și așa funcționează lucrurile, însă nu înseamnă că nevoia asta poate fi îndeplinită prin faptul că îi dai primarului terea credință posibilitatea să plătească pe un bec care costă 10 lei, 1000-1500, așa cum am văzut atâtea exemple în România. N-au vrut să se întâmple lucrurile astea pentru că, de fapt, acolo era resortul primarilor de a-și întoarce banii în buzunare și le-au permis un mecanism care să continue așa ceva, situația cu care USR s-a împotrivit într-adevăr. Referitor la declarația domnului, spunea cineva de la PNL, nu știu dacă Ciucă, că îi sunt dispuși de azi înainte să predea mandatul atunci când își dorește Partidul Social Democrat să vină să-l preia, mie mi se pare o declarație de evidentă neputință. Atunci când ești premier, te bucuri ca de viață și de o jumătate de oră în plus, pentru că cu puterea pe care un premier o are, mai poate rezolva niște lucruri în România. Cât timp tu ești premier, ești partid aflat la guvernare și spui, știți ce, eu mi-am demonstrat neputința, veniți și luați mandatul ăsta când vreți, că nu mă pot pricepe să fac ceva cu el. Este o dovadă a faptului că nu au existat oameni capabili în această structură actuală de a rezolva problemele din România. De asemenea, demonstrează faptul că Partidul Social Democrat vrea premier, domnul Ciolacu vrea așa un stil de premier doar în mediul online. Pentru că în spatele unui partid mare, așa cum este PSD, în spatele unui lider, așa cum se vrea domnul Ciolacu, ar fi o bătaie despre acele secunde suplimentare în care ar avea un mandat de premier. Oameni buni, Ciucă ăsta n-a fost în stare, că așa-i dau la picioare pe unde îl prind în spațiu public, dați-mi mie mandatul, România asta fierbe, eu sunt un om puternic, am o majoritate, am o stabilitate politică în mare în Parlament, rezolv problemele astea începând de mâine, una vineri, una sâmbătă, una duminică. Nu există această abordare din partea Partidului Social Democrat și din partea domnului Ciolacu, există doar obsesia asta de a aduce în curtea Partidului Social Democrat linia aia din CV în care spui că ai fost prim-ministru. Că și așa CV-ul domnului Ciolacu e cam ciuruit. Nu prea știm când a terminat liceul, a început atât de la vreo 37 de ani, nu are cu ce să se laude profesional acolo. E, un paragraf din ăsta de premier al României, chiar dacă l-ar nu se întâmplă... L-ar propulsa, de acord.
duce bine, dă bine la, la CV. Bun. Despre rotativă, important ar fi de văzut care sunt oamenii de calitate și ce își asumă să facă. Pentru că vedem că se discută răsucirea scaunelor între aceleași pălării. Iar dacă aceiași oameni nu au livrat într-un minister, nu știu nici dacă sunt policalificații pe toate domeniile, însă nu există o așteptare ca un om care a ieșuat într-un minister să livreze acolo, în alt minister. Discuția este despre poziții și despre scaune. Este, dacă vreți, mai plastic, se întâlnesc la Parlament săptămâna viitoare să discute cine se întoarce cu metrou acasă și cine se întoarce cu șoferul de la minister. Bun. Vă mulțumesc mult de tot pentru participare. Numai puțin. Aș avea nevoie de 10 secunde. 10 secunde? 10 secunde. Vă rog. 10 secunde. Prin programul Anghel Salini nu pot fi finanțate becuri, doar apă, canal, asfalt și gaze, atât. Deci toate cele petrecute pe PNTL nu sunt posibile pe Anghel Salini și în programul Anghel Salini toată lumea trebuie să se încadreze în standarde de cost stabilite prin acte normative. Deci nu poți cheltui oricât Bun. Orice. Bun, bine, acte normative, dar de aceeași masalitate, zona de canalizare și de apă în România se știe foarte bine cam prin ce metode s-a desfășurat financiar. Vine pauza peste noi. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Miruță, domnule Dan Vâlceanu, pentru participare. Vă doresc o zi frumoasă. Doamnelor, domnilor, revenim după pauză. Titlurile orei 13. Sindicaliștii din educație sunt în continuare nemulțumiți de măsurile guvernului, chiar și după adoptarea declarației privind politica sectorială de salarizare a personalului din Sistemul Național de Învățământ, document publicat joi în Monitorul Oficial. Aceștia termină a treia săptămână de greve cu un nou protest la București și în alte câteva orașe din țară. În capitală, sindicaliștii s-au strâns în Piața Victoriei și au pornit în marș până la Palatul Cotroceni via pasajul Basarab. Manifestanții vor să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor salariale cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior. Pe de altă parte, Tribunalul București a respins vineri cererea depusă de o femeie prin care solicită să fie declarată ilegală greva din educație. Sunt întâlniri chiar la această oră între prim-ministrul Nicolae Ciucă și liderii de sindicate. ANAF a colectat în primele 5 luni cu circa 8,2 miliarde de lei mai puțin față de programul trasat de către Ministerul Finanțelor, potrivit informațiilor profit.ro. Deși suma este în continuare una îngrijorătoare, situația este ceva mai bună decât cea indicată de fostul șef al ANAF, Lucian Heiuș, în momentul demisiei din funcție la finalul lunii mai. La momentul respectiv, Lucian Heiuș estima un deficit de colectare de 8,9 miliarde de lei. Norvegia a vândut României 32 de avioane de vânătoare de tip F-16 în urma încheierii unui contract. În acest sens, în noiembrie, o contribuție importantă la consolidarea apărării aeriene a României, un contract care asigură o valoare adăugată industriei norvegiene a apărării. Valoarea contractului este de 295 de milioane de lei. Exporturile României au crescut în primele 4 luni cu 7,4% la 31 de miliarde de euro, iar importurile s-au majorat cu 2,4% la 39,9 miliarde de euro, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deficitul balanței comerciale în perioada ianuarie-aprilie a fost de peste 8,8 miliarde de euro, mai mic cu circa 12% decât cel înregistrat în perioada similară din 2022, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Tribunalul București a hotărât vineri deschiderea procedurii falimentului în cazul Euroins, fostul lider al pieței RCA, a cărui cotă pe acest segment de piață depășea 30% la finele anului 2022. Decizia instanței este importantă pentru toți asigurații și păgubiții Euroins, pentru că în termen de 90 de zile de la acest moment, adică până pe 8 septembrie 2023, polițele de asigurare emise de acest asigurător vor înceta de drept, cu excepția celor de garanții. Înscrierile pentru regiunea sud-est în programul Casa Verde fotovoltaice s-au încheiat în 6 minute. 10.620 de persoane fizice din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea vor primi în total 212,4 milioane de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Forțele ucrainene au suferit pierderi și echipamente militare și întâmpină o rezistență mai mare decât prevedeau din partea forțelor ruse,
în prima lor încercare de a străpunge liniile inamice în estul Ucrainei. În ultimele zile, estimează doi oficiali americani de rang înalt, după cum relatează jurnaliștii CNN. Continuăm cu sport. Efectul Messi se răspândește deja în Major League Soccer. Prețul biletelor pentru meciurile echipei Inter Miami a crescut deja la doar câteva ore după ce starul argentinian și-a anunțat decizia de a se lătura clubului lui David Beckham. Ca de obicei, închem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis vineri o avertizare cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate cantități importante de precipitații, descărcări electrice și rafale de vânt. Până sâmbătă la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Moldovei. Hidrologii au emis cod galben și cod portocaliu de inundații, 19 bazine hidrografice din nordul, nord-vestul și vestul țării până sâmbătă seara. Continuăm discuțiile despre proteste, protestele de ieri din sănătate, protestele profesorilor. Vă întrebăm și pe dumneavoastră și am întrebat pe invitații din prima parte ce valoare credeți că are memorandumul guvernului pentru profesorii din stradă. Răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, continuăm discuțiile din prima parte, nu despre rocadă, ci despre greve. 20.000 de profesori sunt așteptați pe străzile capitalei, în fața guvernului, de unde vor pleca în marș spre Palatul Cotroceni, via Basarab. Sunt negocieri în acest moment între premierul Nicolae Ciucă și liderii de sindicat. Practic se termină oficial a treia săptămână de grevă generală în educație. Ieri am asistat și la o grevă a personalului din sănătate. De ce menționez acest lucru? Pentru că vom vorbi și despre asta și despre ministrul sănătății, Alexandru Rafila, o nouă zi, o nouă controversă. Vă reamintesc, ca să nuanțăm puțin, această situație. Săptămâna trecută, deci nu de mult, ministrul Alexandru Rafila a declarat că nu se așteaptă la nicio grevă în sănătate, că Sanitas nu o să iasă la grevă. O săptămână mai târziu, Sanitas a ieșit în stradă. Totodată, nu a știut ce majorări au adoptat în ședința de guvern de ieri. Dar să le luăm pe rând, începem cu educația, continuăm cu sănătatea și cu coaliția de guvernare sub zodia grevelor. Alături de mine, pentru început, domnul Marius Pașcan, prim vicepreședinte PMP. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ce valoare are, vă întreb ce am întrebat și pe cei de acasă și ce am întrebat și invitații din prima parte, ce valoare are memorandumul semnat de guvern? Ce valoare să aibă? Cea pe care i-o dau destinatarii, adică teoretic beneficiarii acestuia. Nu are niciun fel de valoare. Eu cred că și-au și oprit producțiile cei de la fabricile de hârtie, pentru că acum transferă producția de hârtie igienică către producția de memorandumuri, că asta va face guvernul promițând lucruri fără acoperire. Haideți să o luăm rațional și logic. Vă rog. În momentul de față, guvernul nu respectă înțelegerea dintre PSD și PNL privitoare la rocadă. Adică o înțelegere politică internă, dar cu un rol similar cu un memorandum, că e tot vorba de o fițuică și de o înțelegere și un protocol, hai să fie bine, să nu fie rău, cu nimic concret în el. Tocmai de aceea vă spunea un antevorbitor, un coleg politician, că nu s-a respectat deloc ceea ce s-a propus în varianta inițială a înțelegerii PSD-PNL și a avut nevoie Ciucă de un nou mandat din partea partidului pentru a renegocia integral, adică a schimba ceea ce s-a discutat inițial. Prin urmare, dacă nu-ți respecti propria înțelegere teoretic confraternă dintre partidele guvernării, dacă nu respecti legislația în vigoare, adică legile pe care trebuie să le aplici, fiindcă și în cazul sănătății și în cazul educației, salariile trebuiau adaptate
date legat de inflație, legat de acele majorări care sunt prevăzute încă de anul trecut. Nu trebuia să fie niciun circ pe tema asta, niciun protest social, dacă guvernul respecta legea. Deci dacă nu respectă nici legile în vigoare, ce preț are un astfel de memorandum? De aceea vă spun categoric, s-au prins profesorii că sunt din nou și se încearcă din nou să fie duși de nas. De altfel, asta se întâmplă de 3 săptămâni încoace. Din prima clipă, guvernul a încercat să tergiverseze, să treneze acest conflict, să îi inducă în eroare pe cei care protestează. Amintiți-vă, inițial promițându-le niște vouchere, mai apoi... Au apelat la elevi, au apelat la părinți, au încercat tot felul de... Da, după aceea i-au amenințat cum fac și acum, implicit cu desfacerea contractului de muncă. I-a certat domnul Iohannis. I-au pus pe directori să încerce să-i facă să înțeleagă că dacă nu vor renunța la protest, le vor desface contractele de muncă, după aceea că nu-i vor plăti. Tot felul de tertipuri din astea și am auzit și aberația secolului că vor ajunge directorii să treacă notele în locul profesorilor, să încheie mediile în cataloace. Asta este aberația aberațiilor. Nu se poate așa ceva, adică în locul unui profesor titular nu poate altcineva să examineze un elev sau să hotărască de la sine putere că sunt de ajuns 2 note și să încheie media. Cred că uitat țara în care trăim, în România, s-ar putea să fim surprinși să se poate ce nu se poate în alte... Domnul Andrei Gheorghe, dacă judecăm pe ansamblu, eu cred că guvernanții au făcut cea mai mare eroare politică a vieții lor. Unu, pentru că vorbim de 300.000 de cadre didactice la nivel național și personal auxiliar. Gândiți-vă că una peste alta doar acești oameni revoltați, nemulțumiți, umiliți și obidiți, cu familiile lor sunt vreun 1.000.000 de electori, de oameni care votează în această țară și pe care și-au ostilizat definitiv. Fiindcă indiferent cum se încheie acest conflict, că le vor răspunde la revendicări, că în continuare se vor manifesta așa cu ticăloșie, oamenii ăștia nu uită în ce situație au fost puși și numai ei știu cum își duc existența de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, cu inflația aceasta galopantă, creșterea de prețuri, creșterea ratelor la bănci și mai departe. Deci au făcut o greșeală fundamentală. Pe de altă parte, vreau să vă spun că de ce orice ar face și orice ar spune astăzi guvernanții, nu mai sunt credibili. Pentru faptul că ei, PSD, PNL și UDMR, au un parlament 70%, deci majoritatea absolută necesară să treacă orice. Dacă ați urmărit activitatea politică și prioritățile guvernării, ați văzut că atunci când a fost vorba să mărească salariile primarilor, președinților de consiliuri de țene, viceprimarilor, etc., și a funcționărimii, au trecut repede cu un amendament toată povestea asta în 2 săptămâni. În Parlament, prin lege. La fel atunci când a fost vorba să mărească indemnizațiile la nivelul sumelor forfetare pentru parlamentari, tot așa au trecut de azi pe mâine, când au avut un interes. Acum, iarăși, pe tot felul de pretexte din acestea, că n-ar avea mare și semnificativ impact bugetar, discută despre măriri de lefuri ale polițiștilor, ale unora din sănătate, ale altor categorii, de teamă ca acest conflict social să nu se extindă și mai mult, ci să bubuie la nivel național. Deci nu mai sunt credibil orice ar face, pentru că este evident... Dar doamna Deca, e credibilă? Ați ascultat ieri declarația de presă că trebuia să intrați inclusiv la mine, dar s-a lungit doamna Deca cu declarație. Mie mi s-a părut incredibil ca ministrul educației, în momentul în care vine să prezinte un memorandum, să susțină în fața reporterilor că nu este act normativ. Și reporterii ziceau, doamna, nu este act normativ, este un memorandum, este o promisiune pe hârtie, publicată în Monitorul Oficial, însă nu îndeplinește condițiile unui act normativ. Și a fost salvată de domnul Cărbunaru, care a spus că într-adevăr nu este un act normativ. În opinia mea, și mi-o asum, doamna Ligia Deca a avut mulți miniștri slabi și fără legătură cu acest minister, dar este acolo în topul codașilor, un om care nu are ce căuta în fruntea acestui minister. În primul rând, dânsa este inginer portuar. Eu n-aș fi acceptat să-mi fi oferit 10 funcții de ministru la un astfel de buget rușinos, fără să pot să răspund la niciun fel de doleanță a sistemului și să mai am și pretenția că promovez nu știu ce reformă legislativă și că sistemul va fi de învățământ și educația României va fi pus pe alte baze, România educată și alte fanfaronade demagogice
lege fără niciun fel de legătură cu realitatea. Deci eu și cred că orice om care se respectă, intelectual, profesor, cu vocație, dintre cei respectabili, nu ar fi acceptat această funcție și un astfel de buget al rușinii naționale. Cum să ai, domnule, la educație cel mai mic buget din ultimii, să zicem, vreo 30 de ani? Stați puțin, că aici mai e o contradicție interesantă și o să vă citesc din doamna Deca o declarație din 2013, în care spune așa, deci în urmă cu 10 ani, 6% din PIB pentru educație este singura șansă pentru a avea o democrație funcțională. Iar pentru 2023, cum spuneam, 10 ani mai târziu, cu Licia Deca, ministru al educației, guvernul propune 2,1% din PIB pentru educație și spunea la acea vreme când se discuta despre buget că nu o să negociem pentru mai mulți bani, că de fapt nu e 2,1%, undeva peste 3%, explicând și justificând doamna Deca acest procent mizer, dacă stăm să ne gândim, nici la jumătate din cât spune legea. Nu poți să faci reformă fără resurse. Nu poți să lași dascălul, cadrul didactic atât de umilit încât să nu poată să își asigure subsistența de la o lună la alta. Nu poți mai apoi să te manifesti tu astfel încât să ponegrești această categorie socială de la nivel de ministere, de guvern și să-i ostilizezi pe alte categorii sociale împotriva celor din educație cu tot felul de propagandă și manipulare și date fără legătură cu realitatea. De altfel, doamna aceasta, Ligia Deca, are un singur merit, că a fost consiliera președintelui Iohannis, omul său de casă, de încredere. Ea este ca specializare inginer portuar. Deci da. Cum are calități și competențe pentru a conduce Ministerul Educației, altădată condus de mari personalități, implicit Spiru Haret, care, într-adevăr, a făcut reformă în învățământul românesc și a făcut școală românească, de care suntem mândri la nivelul constituirii ei până astăzi. Astăzi avem un învățământ al rușinii naționale. Fructos de învățământ, până și cadrele didactice, dacă își găsesc o altă ocupație, o altă activitate, se duc din acest sistem, că sunt muritor de foame. Eu fac un autodenunț, dacă vreți. Sunt profesor, într-adevăr, universitar, cu grad de lector și ca să pot, din salariul acesta de mizerie pe care îl primesc, să există împreună cu familia mea, mi-am deschis și o firmă pe care lucrez ca să-mi completez veniturile și să asigur copiilor mei o existență decentă. Nu dau ore în privat și așa mai departe. Sunt puțini cei care o fac și care și astfel reușesc cumva să stea cu fruntea sus și să poată supraviețui. Deci aici eu zic să vă apucați de meditații, poate faceți 6 case ca domnul Iohannis. Da, apreciez ironia și asta este realitatea, din păcate. Eu cred că au această șansă doar cei care predau discipline specifice examenelor, fie de liceu, fie de capacitate, etc. Sunt puțini, sub 5% din cadre didactice care au această posibilitate, predând respectivele discipline. Noi ceilalți care nu le predăm, nu avem căutare pe zona aceasta de meditații și în situația asta sunt majoritatea profesorilor din țară, care au doar salariul din care trăiesc. Unii spun, domnule, dar nu le ajunge salariul ăla, că au și vacanță, că lucrează 4 ore pe zi, pentru că așa se vede sistemul din afară. Dar în realitate, un profesor alocă o grămadă de timp pentru a se pregăti. De la an la an sunt noi manuale, de la an la an nu vă spun câtă birocrație și câte fișe de lecții și paralecții și dirigenții, activități extracurriculare, activități extrascolare care te fac de dimineața până seara tot felul de ilustrate din astea, panouri, etc., pe care trebuie să le faci împreună cu copiii, cu elevii, să ai activități, se practică. Deci ajuns să muncești de multe ori și în timpul tău liber de acasă pentru a fi ok și în acord cu ce așteaptă și pretențiile părinților și ale școlii și sigur și autodorința aceasta de a te perfecționa, pentru că domeniul ăsta nu te oprești niciodată din a descoperi noi lucruri, de a te specializa, de a moderniza felul în care predai, de a te adapta la manuale alternative, la învățământul online, la multimedia, tot ceea ce așteaptă și cere școala astăzi, dacă vrem să facem cu adevărat reformă și nu doar să o declamăm. Iar în perioada de vacanțe, nu vă spun că fiecare e de serviciu, fiecare are o muncă practică de făcut, răspunde de anumite domenii din cadrul școlii și, pe ansamblu, dacă ei se judece, vacanța este exact cât concediul unui părinte, a unui elev, deci tot acolo merge undeva în jur de 2-3 săptămâni, maxim 30 de zile. Asta este realitatea. Dar de afara învățământului, sigur că se vehiculează astfel de marote,
se vehiculează astfel de dezinformări care servesc tocmai interesului guvernului de a pune la punct, de a pune la colț, de a pedepsi sistemul de educație al României. Ce nu înțeleg guvernanții, nici primul ministru cu școlile făcute așa la fără frecvență și la fel și președintele PSD Ciolacu, care a descoperit bacalaureatul mult mai târziu și o facultate ascunsă și ciudată, fabrici de diplome. Ce nu înțeleg este că pedepsind educația, învățământul, condamnăm însăși viitorul României pe termen lung. Fiindcă o generație sau generații care vin de pe băncile școlii nepregătite sau cu pregătire aproximative, cu profesori care își fac datoria doar nemotivați, demotivați în dorul elii, doar ca să poată să existe de la o lună la alta, nu faci nici performanță, nu faci nici școală de calitate, nu faci nici în învățământ care să fie capabil să treacă rigorile perioade actuale pe care o parcurge umanitatea la nivel mondial. Uitați-vă la școlile importante, că tot ne comparăm cu tot felul de țări din Europa și din afară, acolo unde școlile, facultățile au nivele de recunoaștere importante și sunt clasate pe podium, se alocă foarte multe resurse și bani în acest sens. Și acolo, într-adevăr, domină sistemul acesta de finanțare, nu din partea statului, ci de finanțare privată a învățământului, acolo unde părinții aleg, dau și mai mulți bani, dar aleg și cadrul didactic, aleg și instituția de învățământ și sigur că performanțele sunt altele. La noi încă învățământul privat este de nișă, la noi profesorii sunt plătiți egalitar, fără niciun fel de departajare și stabilirea unor meritocrații simulente pentru cei care performează și atunci asta este situația. Acolo trebuie făcută reforma, în organizare, în resurse, în ceea ce stimulăm la nivel, ce căutăm, cum trebuie să arate un tânăr absolvent, pentru că și eu constat adeseori cu mare dezamăgire și mâhnire că ajung și studenți în facultate care au parcurs liceul, au absolvit liceul cu diplome bacalaureat, din păcate nu cunosc să scrie corect românește, să nu cunosc gramatica limbii române. Și asta e realitatea noastră. Dar sistemul întreg este de vină și cei care l-au păstorit, aruncându-i în această mizerie pe cei care ar trebui să fie lumină și făclie pentru intelectualitatea și cultivarea înțelepciunii neamului românesc. Noi nu mai avem decât oameni care trăiesc în mizerie, sărăcie și pe care chiar elevii de multe ori se uită la ei cu milă, i-am văzut și prin asociațiile lor și prin pozițiile exprimate de elevi, de asemenea de studenți, că se uită cu milă și au ajuns să le fie milă de proprii profesori pe care îi văd cât de mizer se îmbracă, cât de sărăcăcios se îmbracă, cum nu își permit să-și cumpere cărțile de care au nevoie, cum nu au tehnica, logistica necesară, un laptop de calitate, de parte pe care să poată performa și să poată exporta știința lor. Pentru că astăzi învățământul nu este doar teorie și ar trebui să fie mai mult practică. De a-l pune pe tânăr, pe student, pe elev în relația de a ști, nu doar de a cunoaște. De a ști atunci când iese de pe băncile școlii o meserie, să cunoască un domeniu foarte bine și la modul practic și concret. Deci cu capacități formative, nu doar teoretice și să dezvoltăm memoria la nivelul de culturism al memoriei, cum se întâmplă astăzi în învățământul din România. Sigur, sunt probleme de fond, ades dezbătute. Eu n-am înțeles totuși, să știți că am căutat tot posibilul și în plan politic am avut multe lor de poziție solicitând ca dacă într-adevăr se dorește o reformă a educației și a învățământului în România, de ce nu se adună toți factorii responsabili de la președinție, Ministerul Educației, Asociația ale Părinților, cadre didactice specializate în acest domeniu și într-adevăr să configureze o reformă pornind de jos în sus, dar în acord instituțional cu toate instituțiile, nu să promoveze o pseudo-reformă, un proiect de lege în învățământ la care îi se aduc 1000 și vreo 500 de amendamente. Fiecare politician gândind în cheia sa cum ar fi mai bine, adică dintr-o zonă de nespecialiști. Păi nu, că invită, de exemplu, doamna Deca i-a invitat pe elevi la discuție, însă nu i-a selectat foarte bine, nu i-a invitat la discuții pe elevii care îi cer demisia, de exemplu, în stradă, alături de profesori. A invitat elevii la discuțiile recente despre decalarea sau despre amânarea examenelor de BAC, probelor de BAC, competențelor, practic, nu probelor scrise. Bun. Vedeți, eu atâta rea voință nici n-am mai văzut. Adică după atâta perioadă de proteste, să nu te preocupe, să discuți la modul serios și să nu mai amăgești cu tot felul de promisiuni când vezi foarte clar că de vreo 3 ori sau 4 ori
le-au respins ofertele, că oamenii ăștia nu mai pot fi induși în eroare. Adică nu este protestatarul clasic, cel care e obișnuit să iasă în stradă. Această categorie socioprofesională iese doar când cutitul a ajuns la os. Și nu sunt oameni care să pot să fie, poată să fie tentați. Bun. Sunt oameni serioși, intelectuali, care au ajuns la limita supraviețuirii, a subsistenței. Și atunci nu te poți juca, nu mai poți amăgi, că nu te mai cred. Ei așteaptă concret ceea ce au cerut să se materializeze pentru a mai putea continua. Bun. Să mai vorbim și despre sănătate, pentru că și aici avem un om al zilei de ieri și o să reamintesc ce am spus aseară la emisiunea cu realizatorii. Ne întrebam, domnule, ce se întâmplă cu domnul Rafila, pentru că toată lumea îl caută pe acel domn Rafila din pandemie, la care ne uitam și l-așteptam ca pe Dumnezeu să vină să ne zică cum evoluează lucrurile, ce putem face, ce măsuri se impun, câți răniți sunt, câți bolnavi sunt, mă scuzați, câți au murit și așa mai departe. Și acum ne uităm la prestația domnului Rafila, la cârma Ministerului Sănătății. A susținut un plan pentru combaterea cancerului, ca după 7 luni să descopere că nu mai e atât de bun planul, după ce l-a lansat cu extraordinar de mult fast atunci când l-a promulgat președintele Klaus Iohannis. Ulterior a venit cu un nou plan. Vorbește în acest plan despre asigurarea tratamentelor eficiente și la o calitate din ce în ce mai înaltă pentru bolnavii de cancer. Și le-am zis, domnul Rafila, nu avem nici măcar, bolnavii de cancer în România n-au nici măcar acces la medicamentele necesare pentru boala lor. Ce să vorbim de alte tratamente înalte și așa mai departe, că nici măcar pastilele, nici măcar medicamentele nu le găsim pe piață. După aceea a spus, doamne, proteste în sănătate nu vor fi, că nu va organiza Sanitas proteste. Iată că ieri au fost mii de angajați din sistemul public de sănătate în fața guvernului. A fost ședința de guvern, s-a discutat despre majorări, despre ordonanța de urgență care prevede anumite majorări. Când a venit la conferința de presă, nu a știut să zică cu cât vor crește salariile, din nou salvat ca și doamna Deca de domnul Cărbunaru, care a zis, domne, creșterile vor fi până la 7%. Dar domnul Rafila nu a știut să răspundă la aceste întrebări. Și ne întrebăm, încotro ne îndreptăm, pentru că vedem educație, acum sănătate, vedem polițiștii din penitenciare, bine, acolo e o categorie diferită, pentru că sunt profesorii pe de-o parte și personalul auxiliar din sănătate care protestează pentru calitatea vieții mai bună după ce veniturile le-au fost erodate de inflație, vor câștiguri mai mari și așa mai departe. Pe de altă parte sunt polițiștii din penitenciare care vor să fie considerați în continuare speciali ai României, să-și mențină pensiile speciale, vârsta de pensionare la 45 de ani, vor să fie în continuare beneficiari de pensii speciale. Ar trebui pusă deoparte această categorie și poate o discuție ulterioară despre această situație. Dar ne întrebăm ce s-a întâmplat cu domnul Rafila sau cum vedeți, pentru că sunteți în opoziție practic. Cum vedeți prestația domnului ministru Rafila la cârma ministerului pe care îl păstorează? Eu, pe ansamblu, cred că este un ministru foarte slab, deși, din ceea ce cunosc, este un foarte bun medic, dar a fi un foarte bun medic poți să fii și un foarte bun teoretician și mai puțin un manager și un practician de care este nevoie în fruntea oricărui minister. Aici este clar că la modul teoretic probabil are multe cunoștințe domnul Rafila, dar prin ce a demonstrat practic vedește că este mult departe de ceea ce ar trebui să fie un manager în fruntea Ministerului Sănătății. Că aici este problema. Și asta se vede din prima clipă, atunci când au negociat și-au stabilit în guvern că blochează angajările, nu l-am auzit pe domnul Rafila să aibă vreo poziție în cadrul guvernului. După aceea l-am văzut presat de sindicaliști care a ieșit și a zis, domnule, trebuie să deblocați pentru că oricum sunt mii de posturi încă neocupate în sănătate. A fost valul acesta de pandemie, mulți au plecat din sistem, au plecat
pleca din țară. Aici este o vânzoleală foarte mare, fiindcă la noi în România medicii încă sunt bine plătiți, dar la nivel de personal clasic, de asistent, de infirmieră, etc., salariile sunt încă foarte mici și inechitățile astea sunt supărătoare pentru sistem. Cu atât mai mult raportat la numărul de ore lucrate, pentru că sunt ture de 24 de ore și sunt niște numere la orele pe săptămână și așa, imense dacă stăm să ne raportăm la alte domenii. Bineînțeles. Ei, vedeți, un manager care ar cunoaște practic sistemul și nu mai mult bucătăria propriei profesii, aceea a specialității sale, ar fi capabil să aibă și un dialog permanent cu sindicatele, cu cei care reprezintă sistemul, ar fi la curent și ar ști ce butoane să apese și ce poziții să adopte, astfel încât să detensioneze și chiar să rezolve probleme care apar non-stop prin plecările frecvente din sistem în afara României, a personalului de specialitate. În momentul de față n-a demonstrat. Domnul Rafila este doar reactiv. N-a fost niciodată proactiv pentru a promova niște măsuri. Asta s-a văzut și cu programul pe care l-ați evocat, cu cancerul și cu medicamentele care lipsesc elementare de pe piața unor bori cronice. Și asta dovedește că el este continuu reactiv la ceea ce îi se transmite. El nu are niște pârghii de control proprii. Nu are niște măsuri proactive. Nu are o strategie care să îl pună postura de manager al sistemului, nu de cel care stinge focul pompier la datorie. Că asta este acum și asta este supărător, pentru că se întâmplă la nivelul majorității ministerelor și preocuparea lor, a PSD-ului, a PNL-ului și a UDN-ului pentru rocadă, nu este să corecteze aceste erori, să înlocuiască pe cei care nu performează, care chiar dacă sunt buni profesional, nu sunt capabili să fie manageri ai ministerelor respective. Ei doar se schimbă între ei cu aceleași pălării. Aceeași mărie e cu altă pălărie. Deci e ceva extrem de ciudat. Și pe de altă parte, vedeți, nu-i mai crede nimeni. Un guvern care își pierde credibilitatea nu poate să fie un guvern integrator pentru țară. Pentru că toate măsurile pe care le promovează, din start au această neîncredere a populației, care este vădită și prin protestele sociale. Dacă s-ar putea înțelege în dialogul direct, sindical, social, atunci n-am ajunge în astfel de situații, dar acum nu-i mai crede nimeni și dovadă că nu-i crede nici pe unii, nici pe alții, este că nu se face nici rocada. Adică, bun, n-am înțeles că nu se face rocada, că sunt proteste și să le rezolve Ciucă. Dar de ce nu prea guvernarea Ciolacu, dacă este mai bun, să o rezolve el, că atunci ar justifica și rocada. Dom'le, nu poate Ciucă cu PNL-ul, vine PSD-ul și rezolvă problemele cu altă abordare, că al minte e tot că nu rezolvă nici Partidul Social Democrat, pentru că unul dintre, sau doi dintre miniștrii care ar trebui să vină cu un răspuns la tot ce se întâmplă, mă refer la ministrul Muncii, domnul Budăi, mă refer la ministrul Finanțelor, domnul Căciu, sunt și în acest moment la PSD, chiar și sub în altul patronaj al premierului Nicolae Ciucă, al generalului Ciucă, nu? Da, până la urmă, dacă PSD voia să facă ceva, putea să facă, pentru că are pârghile și are ministere principalele, principalul minister, nu? Ministerul de Finanțe. Noi raționăm pe cale logică, doamna Drenghiori, și ne punem așa problema. Bun, dacă nu poate Ciucă să o rezolve, vădește asta prin silogism logică, nu poate nici Ciolacu din moment ce nu dorește să prea, până nu se rezolvă acest, nu stinge aceste incendii sociale, înseamnă că nu sunt mai buni nici unii, nici ceilalți. De ce să mai facă rocada? Dar rămâneți, mă, ce formulă vreți, că oricum nu sunteți credibili. Adică înlătură orice speranță și orice orizont de așteptare valid, pozitiv, prin faptul că nici unii, nici alții nu sunt capabili, dar ei vor cu din adins să stea la guvernarea României. Și asta se vede prin faptul că, dacă îmi spuneți, o să rămân în mut de uimire, vreo reformă pe care au promovat-o de când sunt în această guvernare, cele clamate la nivelul campaniilor electorale anterioare, să-mi spuneți că au făcut o reformă a statului, că au redus funcționărimea și bugetofagia, că au venit cu o nouă abordare în sănătate, în educație, unde doi, în infrastructură, și că prioritizează investițiile și stabilizarea economiei. Nu se vede nimic.
nimic decât că ei sunt îndârjiți, puși pe căpătuială, doar să-și motiveze clientela politică, doar să le dea celor categorii privilegiate, pensii speciale, măriri de salarii, tot felul de bonusuri, prime, etc., ca să fie bine ei între ei. Dar asta, da, practic vădește un stat tot mai rotofei, tot mai umflat la nivelul structurilor de conducere, care apasă pe umerii unuia tot mai slab, mai subțire, mai nemâncat, mai flămând, mai sărac, care este românul de rând. Ori, dom'le, hai să schimbăm guvernarea asta, că nu vă ține nimeni cu deasila, că n-or fi soluția unică a acestei țări, ori mai fi oameni capabili chiar într-un guvern de largă respirație și alianță națională până la alegerile următoare, dar care să stabilizeze România să-și asume niște reforme. Calminte, așa numai să stai ca să-ți umpli propriile buzunare ale tale și ale clientele, asta știe să facă orice om. Îl iei de pe stradă, îl pui în guvern, domnule, vezi de buzunarele tale și în rest nu trebuie să ai soluții, nu trebuie să promovezi proiecte, nu trebuie să asumi nimic prioritar decât propriul interes. Ca asta fac în esență. Domnule Pașcan, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție și o să stăm în continuare cu ochii pe subiect. Vă mulțumesc, o zi frumoasă și un weekend bun. Doamne ajută, numai bine, la revedere. Bun, mergem mai departe, discutăm cu sociologul Bruno Ștefan. Bun găsit, domnule Ștefan. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce credibilitate sau câtă credibilitate mai are guvernul, chiar și acum când ni se spune, cel puțin pe surse, că actuala formațiune în forma pe care o vedem cu premier de la Partidul Național Liberal are zilele numărate. Practic săptămâna viitoare înțelegem că pe la începutul săptămânii premierul Nicolae Ciuc ar urma să demisioneze sau, pardon, să-și depună mandatul, așa cum declara dânsul. Un guvern cu zilele numărate mai are credibilitate în rezolvarea acestor probleme cu care se confruntă societatea? Guvernul actual, Ciucă, nu și-a pus niciodată problema credibilității. Dacă și-ar fi pus-o serios, ar fi investit în specialiști în comunicare ce puteau să îi rezolve problema aceasta a credibilității. Pentru el problema aceasta este minoră, deoarece îi se pare premierului că susținerea pe care o are din diverse alte părți este suficient, este semnificativ mai importantă decât susținerea publicului. Altfel spus, micționează pe public cu grație, nu-i pasă cu scârbă, de sus, fără să-i pese în niciun fel de ceea ce își dorește publicul, deoarece îi se pare că cei care l-au pus acolo o să-l pună și după alegeri, și așa că el nu dă socoteală publicului, ci dă altora. Stăpânul acestui premier nu este publicul, așa cum noi ne-am obișnuit, pentru că n-a fost ales de public și nici nu o să fie pe mai departe ales și alegerile nu contează pentru el. De asta cred că problema credibilității e egală cu zero. Bun, dar cum vedeți, dar pentru PNL e o problemă că afectează în teritoriu, pentru că primarii se vor duce la vot în fața cetățenilor, consilierii la fel. Și publicul simte că el a avut altă agendă decât agenda publicului. Dar, și are premierul Nicolae Ciucă forța ca după ce iese de la guvernare sau, mă rog, încă nu știm ce rol va avea în viitoarea guvernare, pentru că se discută mai multe variante, să-i se dea un minister, s-a discutat inclusiv de parlament, de senat și așa mai departe. Are premierul Nicolae Ciucă forța de lider al Partidului Național Liberal să tragă în sus partidul până în 2024, când avem 4 rânduri de alegeri? Calculul celor din jurul lui, al lui Bode în mod special, dar nu numai, ci al coaliției PSD-PNL-UDMR este că va urma o perioadă, și de asta nici nu vor să dea acum măririle, și va urma o perioadă în care vor da cu vouchere în populație atât de mult încât populația va simți o formă de bunăstare și o să creadă că urmează o redresare economică în perioada următoare și atunci guvernul ăsta va fi văzut ulterior ca fiind cel care a pus bazele acestei creșteri economice, creștere ce, dacă s-ar vedea în salarii și pentru pensie, oamenii ar simți că este ceva real. Dar nu este. Ei nu măresc salariile tocmai pentru că nu pot asigura pensiile ulterior. Nu doar și nu pot asigura aceste salarii o perioadă mai lungă de timp și atunci îi compensează cu vouchere.
Da, exact. Lumea o să simtă o bunăstare, dar trebuie să le explicăm celor de acasă că va veni anul 2025, care va fi o notă de plată la toate aceste daruri din 2024, mai ales că suntem obișnuiți în campanie electorală, nu doar pentru populație. Va ploua cu posturi, cu salarii mai mari, cu, nu știu, angajări mai multe și așa mai departe. Ei sunt într-un joc pe care ei îl cunosc, cărora lor li s-a promis menținerea acelorași tipuri de privilegii în cazul în care bătălia finală va fi Joana versus Ciucă sau Joana versus Simion, și Joana din care să iasă oricum Joana, și atunci ei își vor menține pe mai departe pensii speciale, privilegii și tot aceste sporuri pe care le vedeți ale unor categorii sociale. De aceea își permit să dea cutif la profesorilor sau altor categorii sociale care vor ieși în față. Nu pentru că n-au bani, ci pentru că și-au antamat deja viitorul alegându-și un președinte la fel de obedient ca și actualul, care nu le-a afectat cu nimic aceste privilegii. Asta-i prognoza dumneavoastră? Asta e prognoza dumneavoastră sau previziunea dumneavoastră pentru prezidențiale, Mircea Joana versus... Joana începe să cumpere ziarist cu ziarist. Cum văd că începe să cumpere sociolog cu sociolog. Gândiți-vă cât, eu știu cât costă cercetările și toate astea, și când văd cum le aruncă pe piață, credeți că nu are, le face degeaba? A, da, bineînțeles, da. S-a vorbit mult despre domnul Joana. Mă refeream la contracandidatul domnului Joana. Mă refer Joana l-a impus pe Ciucă. Prin comparație, el să strălucească. Credeți că și l-a dorit cineva din PNL? Joana a fost impus cu forța. Au fost dat la o parte toți și era să vină el ca, prin comparație, văzut așa mai bolovănos, mai incapabil să lege două vorbe și cu ghiulele, cu plagiatul și cu alte lucruri, dar nu, el în felul ăsta, Joana câștigă cu ușurință. Și dacă nu câștigă Joana și o câștiga chiar Ciucă, pentru că a fost mai darnic cu alte structuri care îl pot propulsa, tot nu este nicio pierdere pentru această aristocrație bugetară. Da. Da, e interesant. Și la George Simion, cum vedeți evoluția? Pentru că s-a vorbit foarte mult de aur și de adevăratele procente pe care le-ar avea aur în sondaje. Ele pot să devină reale în urma campaniei care s-au făcut. Și sunt reale. Problema nu este că sunt reale. Problema este că a fost urcat, crescut cu forța artificial, deși existau și alte partide care puteau să fie crescute și care aveau susținere. Gândiți-vă că la alegerile locale în septembrie 2020 a luat 0,9% și după două luni a luat 9,1%. Cum poate un partid să crească cu 11% în două luni? Asta a fost o creștere care n-a fost dată de cât de, cum să spun, a fost peste puterea pe care putea să o aibă acest partid. Și astfel, creșterea aceasta a fost făcută forțat. Nu e una naturală, că s-a întâmplat un fenomen forțat și venită care... pe un fond de nemulțumire generală. N-a fost venită decât pe un fond de ordin din anumite părți care se ocupă de așa ceva. Am nicio chestie de nemulțumire nu putea să producă o creștere de 11 ori a vreunui partid. Nu există așa ceva. N-a fost niciun tip de campanie care să permită astfel de lucruri. Nu contează cine votează, contează cine nu. Bun. S-au numărat așa. Vă rog. S-au numărat, deși pentru alții n-au numărat cum trebuia. Gândiți-vă că PMP a avut 1000 și ceva de secții în care au luat 0 voturi în condițiile în care au avut cel puțin câte un om în secție. Chiar credeți că omul ăla n-a votat? Care a fost pus de PMP. Deci au făcut contestații la o București, la o secție, au văzut că au fost câteva sute de voturi furate și pe urmă s-au anulat toate celelalte contestații făcute pentru că ar fi ajuns la cu totul alte rezultate. Și așa trebuia să dea. Da. Ce vă așteptați? Că ce îmi vorbiți de ce își dorește publicul? Nu, de asta vă spun că trăim într-o societate în care democrația a murit. Democrația este înlocuită de un... Trăim într-o formă de dictatură militară, așa cum la Biden conduc acum generalii și la noi tot militarii
toți rezerviștii au fost băgați pe funcții pe peste tot în toate structurile, niciun absolvent de facultate serioasă nu are niciun loc în funcție, dar speciale au loc, deși sunt niște analfabeți pentru funcțiile pe care le ocupă. N-au nicio pregătire profesională în așa ceva. Iau și pensii speciale, iau și salarii de conducere. Este dictatură militară pe față. Gândiți-vă că sunt zeci de mii de ăștia în aparatul de stat. Da. N-a existat până acum așa ceva. Era băgat mai pe la spate să nu se vadă. Asta înseamnă că acestor indivizi nu vrea Ciucă să le ia drepturile. Dumneavoastră spuneți că poate exagerez. Da. Nu, pentru că ați venit cu niște argumente, niște argumente solide. În care regim au fost vreodată scoși la 40 și ceva de ani din la pensie și pe urmă reîncadrați pe funcții de conducere? Așa ceva nu s-a întâmplat. Asta este un abuz asupra societății. Este o formă de zonă asupra populației. Un jaf pe față. Da. Cu pumnul, pentru că este o chestie făcută cu forța, cu o forță militară care face pe oricine să tremure, că s-ar putea să o încaseze dacă mărie. De asta spun că este dictatura agresivă, până și profesorii au spus, bă, nu mai răbdăm. Chiar așa nu se poate. Pentru așa se pot. Bun. Gândiți-vă și dumneavoastră. Bun, trebuie să ieșim, însă o să vă propun să continuăm discuția aceasta într-o altă emisiune. Stabilim și chiar aș vrea să continuăm discuția aceasta, cu scuzele de rigoare că trebuie să ieșim. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Domnilor, un weekend de poveste vă doresc. Am ajuns la final. Ne revedem luni la ora 12, tot aici la Prima News.